Programul de meditație a fost stabilit după orele de curs, tocmai pentru a permite tuturor liceenilor să participe. Cei mai dezinteresați sunt elevii de la liceele tehnologice, acolo unde promovabilitatea înregistrată până acum a fost sub 20%. Participarea este în jur de 30-40%, deoarece un număr foarte mare de elevi ai școlii noastre sunt navetiști și programul nu le permite să rămână prea mult după orele de curs. Sunt o posibilă oportunitate de a ne ajuta pentru a promova bacul. Crezi că reușiți să recuperați noțiunile pe care nu le-ați învățat în timpul anului? Da, cred că ne pot ajuta pentru că domnii profesori ni le repetă în continuu. Cât de mult crezi că te ajută orele de meditație gratuită făcute la școală? Foarte mult, pentru că nu sunt plătite, profesorii ne ajută foarte mult și ne și explică, ca și la o meditație plătită. Profesorii cred că orele de meditație nu sunt suficiente pentru pregătirea elevilor. La liceele tehnologice, până în 2003, la matematică, care e disciplina cea mai dificilă, erau 5 ore pe săptămână. Elevii noștri, în general, în liceele tehnice, au un nivel intelectual redus. Motiv pentru care există o contradicție. Cu un elev cu intelectual redus și cu ore puține să obții performanță. Anul trecut, doar 12,3% dintre absolvenții claselor a 12-a de la Liceul Tehnic Metalurgic au promovat examenul de bacalaureat.